Bine v-am găsit la buletinul știrilor locale, sunt Bogdan Șofend. Captură record de țigări și alcool de contrabandă la Făgăraș. Polițiștii au descoperit în locuințele a doi bărbați un adevărat depozit de unde au confiscat peste 5.000 de pachete de țigări și 400 de litri de alcool. Cei doi sunt acuzați acum de evaziune fiscală. Polițiștii făgărășeni au descins zilele trecute în locuințele a doi făgărășeni de 38 și respectiv 39 de ani. Oamenii legii au descoperit un adevărat depozit de țigări și alcool de contrabandă. Au fost identificate 5.265 pachete de țigări provenite din Moldova, Ucraina, Serbia și 400 litri de alcool deținute de cei doi în vederea comercializării, fără documente legale de proveniență. Alcoolul și țigările au fost ridicate de polițiști în vederea confiscării, iar suspecții au fost reținuți sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și infracțiunea la legea 571 din 2003, codul fiscal, respectiv ascunderea sursei impozabile și deținere în afara întrepostului fiscal de produse accizabile. Polițiștii au percheziționat în total 4 locuințe din Făgăraș. Unul dintre făptași a depozitat marfa de contrabandă în casa părinților. Valoarea prejudiciului, după estimările de rigoare, se ridică la câteva zeci de mii de lei. Prejudiciul estimat de polițiști este de aproximativ 70 de mii de lei. Cei doi suspecți, doi făgărășeni de 39 și de 38 de ani, au fost reținuți și prezentați magistraților, care au dispus pentru amândoi cercetarea în stare de libertate cu interdicția de a părăsi țara pentru 30 de zile. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor continuă și la această oră cercetările. Asta pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celor doi făgărășeni. Pot fi numărate pe degete zilele dintr-o lună când la urgențe nu ajung făgărășeni mușcați de câinii comunitari. Cel mai adesea victime sunt copiii și persoanele de vârsta a treia. Cei mușcați de maidanezi iau cu asalt unitatea de primiri urgențe pentru vaccinuri, care împiedică producerea de boli infecțioase. Mulți făgărășeni cad zilnic victime ale câinilor comunitari. Medicii de la urgențe spun că rar se întâmplă să treacă o zi fără ca oamenii să vină la spital după ce au fost atacați. Se pare că maidanezii au preferințele lor, se năpustesc în special asupra copiilor și a persoanelor în vârstă. Vin la urgență persoane mușcate de câini. Foarte, foarte rar se întâmplă să treacă zile în care să nu avem niciun pacient. Noi le acordăm aici primul ajutor, în sensul de toaleta plăgilor, așa, eventual sutura dacă sunt mușcate așa cu lipsă de substanță musculară și o primă vaccinare, iar pentru tratarea antirabică sunt luate în evidență la serviciul de boli contagioase. Sunt de diferite grade de gravitate. Unele sunt superficiale, dar ele sunt grave mai ales pentru, nu contează profunzimea plăgilor. Contează faptul că ajunge agentul patogen din saliva animalelor în țesut, în sângele pacienților. Până anul trecut, Făgărașul nu beneficia de un adăpost pentru câinii comunitari. Acum aceștia sunt adunați la un centru deschis în parcul industrial. Adăpostul canin are 80 de locuri și de la deschiderea lui funcționează la capacitate maximă. Asta înseamnă că la fiecare două zile hinghierii îi adună de pe străzi, îi duc la adăpost și îi sterilizează. Cum se umple din nou orașul de câini? Unii făgărășeni au explicația. Când mă duc și văd câte 5-6 grămadă, este groaznic. Eu sunt de acord cei care sunt sănătoși, care lângă casa omului să stea, dar să lași niște câini aiurea pe stradă, asta nu e în regulă deloc. Mie nu mi-e teamă, dar o soluțiune trebuie să facă cineva, că normal și ei trebuie să trăiască, nu sunt suflete cum suntem și noi. Deocamdată nu mi-e teamă și prea puțin am văzut. Că eu stau în Tudor Vladimirescu, nu stau pe alte străzi care sunt mai mulți din ăștia. Ați auzit să fie mușcați oamenii? Am auzit ceva de genul ăsta, dar nu știu dacă e adevărat. Sunt destui, eu nu stau exact în Făgăraș, stau în satul Urez, dar să știți că sunt și acolo și aduc cei care vrea să scape de ei. Și sunt destul de mulți. Problema câinilor comunitari este și responsabilitatea oamenilor, a celor care dețin animale de curte sau de companie. Sterilizarea sau castrarea sunt cele mai eficiente soluții menite să reducă numărul câinilor care ajung în final pe străzi. Ei aduc cu mașini și le dau drumul
ca să scape de ei. Altă variantă nu găsesc, să vă spun. Dar ar fi o rușine să mai facă. Vin, deschide portbagajul sau așa și sar. Eu vă spun realitate văzută de mine, deci nu n-am mințit pe nimeni, dar e bătaie de joc. Și eu am câini trei acasă, dar îi țin legați și nu îi arunc pe stradă, să, dacă n-ai grijă, te mai și mușcă. Și apoi în făgăraj nu vreau să vorbesc, că e plin. În repetate rânduri, la Făgăraș au fost organizate campanii de adopție ale câinilor aflați în adăpostul special amenajat. Aproape de fiecare dată, acțiunea s-a soldat cu rezultate nule. Nici o persoană nu s-a îndurat să ia acasă un cățel căruia să-i ofere un cămin. Tinerii absolvenți de liceu, fie că au luat sau nu bacul, pot încasa lunar 250 de lei de la stat. Este indemnizația de șomaj acordată celor care nu și-au găsit un loc de muncă. Pentru a nu rata banii, trebuie doar ca ei să se înregistreze la AJOFM, unde sunt luați în evidență. Atenție mare însă, acest lucru se poate face în doar 60 de zile de la data absolvirii. Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat au la dispoziție doar 60 de zile de la data absolvirii liceului pentru a obține indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei pe lună. Se consideră că aceștia nu au reușit să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acordarea indemnizației de șomaj nu este condiționată de obținerea diplomei de bacalaureat, ci doar de înscrierea în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza de domiciliu sau reședință a absolventului. Indemnizația de șomaj pentru această categorie este de 250 de lei și se acordă pentru o perioadă de 6 luni. Potrivit oficialilor ANOFM, tinerii pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă nu urmează o altă formă de învățământ la data solicitării dreptului și nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, respectiv 500 de lei. După dezastrul de anul trecut de la BAC, 54.000 de absolvenți s-au înregistrat ca șomeri, însă 42.000 dintre ei, adică aproape 80%, nu au beneficiat de indemnizația de șomaj din cauza faptului că nu au știut că aveau doar 60 de zile la dispoziție pentru a solicita acest lucru. Jurnalul de astăzi cu principalele informații locale se încheie aici. Pentru a ne urmări și pe internet, accesați adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!